Scene de groază s-au petrecut chiar în interiorul unei grădinițe din sectorul 2 al capitalei. O femeie a fost înjunghiată de soțul ei. Este vorba despre directoarea unității de învățământ. Unii martori vorbesc despre o ceartă care ar fi avut loc chiar înainte de tragedie. S-au certat și, na, din dragoste, din eu știu ce a fost, nu știm. La scurt timp, un apel la 112 anunța că o femeie se zbate între viață și moarte. Este vorba de o persoană de 35 de ani, de sex feminin, cu două plăgi înjunghiate în regiunea precordială, transtoracic. Femeia a fost resuscitată, apoi preluată de un echipaj smurt și dusă la spitalul Floreasca în stare critică. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic, iar la câteva ore de la internare, victima a murit. Tragedia a ajuns și la urechile părinților care își lăsaseră copiii la grădiniță. Toți au fost chemați pentru a-i lua acasă pe cei mici. Ne-au sunat doar să venim să luăm copiii de la grădiniță, că a fost o dispută între domnul Botan și doamna Botan. Atât. Domnul și doamna Botan. Doamna care conduce grădinița. Da, exact. Da, victima. O femeie foarte, foarte implicată și care arăta o foarte mare afecțiune pentru copii. Eu, altceva... Foarte puțin. Nu știu să vă spun, nu l-am cunoscut foarte mult, l-am văzut din când în când, practic, dânsa aveam... Era destul de des pe aici. Da. A fost un incident neprevăzut și nefericit. L-am văzut și pe soț... În general, seara, când mai veneam să iau becea mică... Incidentul este cu atât mai grav cu cât femeia avea un ordin de protecție față de soțul ei. Decizia a fost luată de judecătoria sectorului 2 pe 24 noiembrie anul trecut. Potrivit acesteia, agresorul nu avea voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de domiciliu, de copii, de victimă sau de locul de muncă al acesteia. Totodată, bărbatul nu avea voie să-și contacteze telefonic soția sau copiii. Măsura a fost luată după ce femeia s-a plâns autorităților că a fost lovită cu o bâtă în cap. De altfel, certurile dintre cei doi sunt cunoscute printre vecini. În toamna asta s-au auzit foarte multe scandaluri pe sus la ei. Așa, și copiii plângeau foarte tare. S-auzeau niște bufnituri. Păi a spart piramida nazală acum un an. Și vânătă la ochi. Toate informațiile au fost comunicate încă de atunci poliției, degeaba însă. Întrebat de situație, ministrul de interne nu a scos nicio vorbă despre ce ar fi trebuit să facă oamenii legii în această situație. Directoarea unei grădinițe private a fost înjunghiată de către fostul soț. Aveam primit mesajul în timp ce eram în cec, înțeleg că a fost reținut agresorul, bineînțeles că se vor lua măsurile legale. Bărbatul a fost săltat chiar de la locul atacului și dus la audieri. Agresorul și victima aveau împreună doi copii. Doamna avocat, sincer, mie mi se par un pic de groază aceste imagini pe care le-am văzut și informațiile pe care le-am primit ulterior și nu pot să nu mă gândesc și la faptul că în acea unitate de învățământ erau copii, acolo pot fi copii oricui, într-o astfel de unitate. Un personaj a vrut să-și facă singur propria dreptate, să spunem, cum vrea să spunem, dar vorbim despre o lacună în legislație pentru că femeia avea un ordin de restricție, bărbatul nu avea voie să se apropie de ea. Da, din păcate nu sunt lucruri noi, sunt lucruri pe care mai ales cei care lucrează în domeniu le cunosc de foarte mult timp și eu sunt una dintre persoane care m-am luptat și inclusiv legislativ să vin cu idei, cu propuneri care zac în niște sertare, nu știu pe unde, nimic mai mult. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă, nu încă o dată, lucrurile astea se întâmplă dintotdeauna, dar în ultima perioadă, într-adevăr, au fost aceste cazuri excepționale pe care presa le-a făcut publice. Și a stârnit așa în opinia sau, nu știu, din punct de vedere al protecției victimelor care mai încercau sau mai aveau o speranță și o încredere într-o protecție din partea statului român și prin prisma Ordinului de Protecție să facă un pas înapoi.
Deci eu, spre exemplu, mie mi-a intrat un caz foarte grav de vreo 2 săptămâni. Deci, tot așa, mamă cu 3 copii, care dacă va pleca de acasă de 20 de ani, se complace, s-a complăcut într-o situație extremă, dar a venit hotărâtă, gata, vă rog, trebuie să fiu asigurată din punct de vedere al ordinului de protecție. Toată lumea știe că această hârtie, efectiv, o obții acum, deci nu mai e problema, prima problemă cu care ne confruntam cu ceva timp în urmă, o obții rapid, ea se comunică structurilor din raza teritorială unde locuiește atât victima și agresorul, dar problema pe care o cunoaștem nu de ieri, nu de azi, cum îl punem în executare acel ordin de protecție? Cum asigură supravegherea poliția? Pentru că nu pot să cred că trebuie să anunț eu, deci la asta ne raportăm. Dacă am o problemă, sun la poliție și spun, sau dacă l-am văzut pe agresor că se apropie așa, știți, uite, a trecut pe la fereastră agresorul, ce fac? Cum veniți? Nu veniți? Nu se poate așa ceva. Nu putem. Păi ce fac? Pe stradă? Pur și simplu, el va încălca ordinul de protecție. Acest ordin de protecție, care, în opinia mea, ar trebui, ca și măsură, de, imediat atunci când este pus în aplicare, să vizeze, dacă nu avem mână de lucru, adică polițiști care să vină și să asigure paza în raza teritorială a casei, locului de muncă, a grădiniței copilului și așa mai departe, ce ar fi fost așa de greu, domne, să pun din, chiar și pe victimă să plătesc acea brățară electronică. Dacă statul român nu poate să asigure bani pentru a achiziționa acele brățări electronice, pune, domne, și plătește, oricum trebuie să plătească cheltuieli de judecată și atâtea agresorul, dacă nu plătește victima acea brățară, dar măcar am monitorizare asigurată și știu când se apropie de mine și imediat vin și asigur protecția. Dar care este nu problema cu aceste ceva? Brățări? Cât sunt de scumpe? Care este, ce îi ține în loc în acest moment să le achiziționeze și să le folosim? Păi dacă l-ați ascultat pe domnul Coarnă, spre exemplu, unul din liderii de sindicat al polițiștilor, spune că nu există bani. Nu există bani, nu există personal, așa cum știm și noi, și atunci cum? Eu spun altceva, problema nu este aici, că cu siguranță soluții s-ar găsi, exact ce v-am spus mai devreme, o plătesc eu ca și victimă, numai să o dați o poartă, da? Trebuie înscris în lege. Deci totul trebuie să fie precizat cu punct și virgulă care sunt obligațiile polițistului în momentul în care asigură protecția victimei. Și încă ceva extrem de important. Există la poliție, la nivelul poliției, aparatura specială pentru monitorizarea acestor brățări? Păi măcar brățări? Atâta lucru să ia și ei. Dacă brățările le asigur așa, măcar, din păcate, eu știu că nu există. Deci nu există. Dacă ar fi existat, gândiți-vă că se vorbea și în codul de procedură penală, atunci când vorbim de control judiciar, printre altele, este precizat că se poate asigura, ar putea să poarte o brățară electronică. Deci textul de lege, în cazul controlului judiciar, precizează lucrul acesta. Nici n-am văzut vreodată vreo brățară electronică, nici n-am auzit care intra în discuție. Deci, ce pot să spun decât poate cumva presiunea publică, datorită acestor violențe extreme să vină pe ordinea de zi a ședinței de guvern, cum a fost astăzi, și ar fi trebuit să fie avută în vedere cu prioritate și să dispună către poliția română structura așa care asigură paza și paza, de fapt, monitorizează victima violenței în familie, să se aloce sumele respective pentru a se asigura lucrurile astea. Asta ar fi trebuit să vă dați. În ședința, și asta ar fi trebuit să văd astăzi. Știu că s-au strâns semnături, foarte multe ONG-uri au trimis o scrisoare deschisă doamnei prim-ministru, prin care solicită măsuri de îndată, urgente, cu privire la protecția victimelor violenței în familie. Pentru că, din păcate, încă o dată precizez, te uiți la această hârtie. Eu, în schimb, ce aș recomanda, dacă se poate, atunci când există un caz de violență în familie, victima are, deci lăsăm natura civilă, pentru că ordinul de protecție nu ți asigură nicio protecție, trebuie să meargă de îndată la poliție și să depună plângere penală. Din păcate, în Parlamentul României zace un proiect de lege din iunie anul trecut, 2017, care prevede
Și de fapt face referire la articolul 199, care vizează violența în familie din codul penal și spune foarte clar că victima nu mai poate să-și retragă plângerea sau împăcarea părților nu înlătură răspunderea penală. Pentru că plângerea prealabilă se pune în mișcare în cazul acțiunilor cu violență, vorbim de loviri și alte violențe, vătămare corporală, dacă se depune într-un termen de 90 de zile. De multe ori, lucrul acesta nu se întâmplă pentru că victimele nu cunosc lucrul ăsta. Dacă se duc la poliție, polițistul îi spune, păi nu, vă împăcați, nici de cum nu îi atrage atenția, vedeți că trebuie să depuneți plângere penală acum, nu peste 90 de zile, că nu o să vă ajute și oricum actul de violență se repetă. Deci dacă ar exista literă de lege cu privire la autosesizarea din oficiu a poliției în cazul în care află de existența unor acte de violență, dacă ar exista o implicare din partea autorităților publice, și mă refer la Serviciul de Asistență Socială și Protecție din raza teritorială unde locuiește victima, să monitorizeze cazul, care de asemenea poate să sesizeze poliția. Nu știu, la școală, copiii care sunt supuși unor acte de violență, de asemenea, mult mai multă implicare, deci colaborare între instituții, probabil numai atunci am putea vorbi de o arie care să acopere din punct de vedere și legal, al legalității, dar și al protecției victima violenței în familie. Și ce am mai descoperit, încă o chichiță care trebuie avută în vedere din punct de vedere legislativ, spre exemplu, atunci când există o situație de concubinaj și concubina părăsește domiciliul, dar între timp ea este urmărită de agresor și poate chiar să intre în casă, vine să credeți că nu poate să solicite ordin de protecție decât dacă locuiește cu el. Deci fizic, zi de zi, oră de oră, minut de minut. Și atunci și se ridică excepția calității procesual pasive a agresorului, că nu este soț-soție și este condiționat de un text de lege care spune doar dacă locuiește, deci conviețuiesc împreună. Și femeia aia nu obține ordin de protecție. Bine, acum v-am spus. Și atunci, și dacă ca să obține ordin de protecție, deci femeia trebuie... aceea trebuie să meargă înapoi în casa în care, în casa în care a primit un tratament. Dar, încă o dată, las deoparte latura civilă, pentru că nu există asigurată protecția, solicit mult mai multă atenție din partea poliției. În primul rând, modificarea legii, în contextul în care să nu mai fie victimele condiționate să depună ele plângere penală. Din contră, să se autosesizeze poliția în caz de violență și astfel dosarul ajunge sub supravegherea unui procuror. Procurorul inclusiv el poate să ceară, știți că poate, nu știu, n-am prea vorbit pe linia asta, inclusiv procurorul poate să ceară să dobândirea unui ordin de protecție. Dar lăsăm civilul și spun încă o dată, atunci când este supravegheat de poliție în cadrul unui dosar penal și agresorul săvârșește alte acte de violență, păi de îndată să se ia o măsură a reținerii, că noi atunci putem vorbi de reținerea unei persoane pentru că săvârșește o faptă penală și propunere de arestare preventivă pentru că pune în pericol viața, libertatea, integritatea fizică și psihică a victimei. Dacă ar fi existat toate aceste lucruri, chiar și fără condiționarea să se pună din oficiu plângerea penală în aplicare, în mișcare, probabil am fi văzut o diminuare semnificativă a actelor de violență și nu am fi vorbit de crima din grădinița respectivă, crima din coafor, crima din, de la Titu și multe alte crime care Bun, se petrec. Dar să mergem la o situație ideală în care avem de toate și legislația este clară și brățări, da, așa cum spuneați dumneavoastră, și monitorizare a mișcării individului și a persoanei care ar putea fi urmărită. Cum ar fi putut fi ajutată această femeie? Cât de repede ar fi putut interveni cineva dacă ar fi descoperit că individul respectiv ajunge la mai puțin de cât are, 200 da, de, metri da, de metri de sau... ea? Da. Cât de rapid am fi putut reacționa ca instituții ale statului ca această femeie să fie salvată? Femeia aceasta ar fi putut fi salvată numai dacă... Încă o dată repet, în cazurile acestea se întâmplă încălcarea succesivă a ordinelor de protecție. Și de la primele indicii, primele semne că acel agresor încalcă ordinul de protecție,
se întâmplă și acum în legea actuală, numai că e sub orice critică. Se pune mișcare acum, deci tocmai acum se pune mișcare acțiunea penală de nerespectare a ordinului de protecție și nici de cum nu este reținut, arestat și uite așa asigurată protecția totală a victimei. Deci vorbim de o implicare mult mai rapidă a organelor de anchetă penală și vorbim aici în primul rând de procuror, care trebuie, de la simplele, vorbim de suspiciune rezonabilă. Deci în cazul altor situații, altor infracțiuni săvârșite care nu sunt cu violență, vorbim de suspiciuni rezonabile și imediat se dispune reținerea persoanei, iar în cazul în care vorbim de indicii care, deci mai vorbim de suspiciuni, indicii care să conducă la concluzia că ar fi pusă în pericol victima, nu vorbim de o reținere a persoanei respective, arestare și trimisă acolo unde este locul ca să fie asigurată viața persoanei. Dacă se întâmpla lucrul ăsta în cazul doamnei directoare, directoarea era în viață acum. Deci asta trebuie să se întâmple. Și indicii. Nu pot să nu vă întreb și mai departe. Dacă polițiștii ar fi acționat și l-ar fi luat pe individ de unde era atunci când a încălcat prima dată ordinul de restricție, dacă procurorii ar fi decis reținerea lui și ajunge în fața unui judecător da, și judecătorul îl lăsa în libertate? Să știți că de-a lungul profesiei a contat foarte mult practica judiciară. De multe ori și judecătorii analizează și judecă, în final decid în litera și spiritul legii. Practica judiciară și ce se întâmplă de curând, cred că deja a stârnit, să spunem așa, în viziunea judecătorilor o altă analiză pe linia aceasta. Și cu siguranță nu o să prea mai vedeți în libertate persoane, agresori, care nu numai că pun în pericol viața persoanei, dar inclusiv pe violența psihologică, care o consider la fel de gravă, pentru că de multe ori asistăm la sinucideri din cauza unor oameni care pur și simplu, din punct de vedere psihologic, psihologic se joacă cu viața celui cu care conviețuiește. Cred că mai era ceva ce voiam să... Încă un element foarte important. În loc să codul... actualul cod penal, în loc să fi venit cu majorări de pedepse în cazul infracțiunilor cu violență, ele s-au diminuat. Sper să văd cât de curând propuneri legislative care să vizeze pedepse mult mai mari, fie că vorbim de loviri și alte violențe, unde să nu mai depindem de punerea mișcare acțiunii penale din partea victimei, vătămări corporale, rele tratamente aplicate minorului, vătămare corporală, amenințare, șantaj, toate acestea care au legătură cu viața, omor, nu mai spun inclusiv de pe linia asta. Deci, o mare pe atenție. Legislația actuală, ce sfaturi ați avea pentru femeile care se confruntă cu astfel de probleme? Soț violent sau partener violent? Fie că au sau nu ordin de restricție, fie că este respectat sau nu ordinul de restricție și așa mai departe. Deci în momentul de față, credeți-mă că nu mai merg pe linia asta cum eram foarte hotărâtă până mai ieri, cum s-ar spune, să obțin ordinul de protecție. Deci deocamdată acel ordin nu mă mai interesează. Ce mă interesează în schimb este cum a luat o palmă, o lovitură. Să fie atent. În primul rând să-și conserve probe. Pentru că și la poliție când te duci și dacă n-ai urme, n-ai certificat medico-legal, deja e o problemă. Da? Nu o să fii în siguranță. Trebuie să înregistreze discuțiile agresive, fie că sunt verbale, fie că sunt fizice. Sau să chiar și audio. Martori care să vină și să susțină lucrul acesta. Nu știu, camere de luat vederi. Deci să-și, primul lucru să-și procure probele respective. Cum au acele probe imediat, dar să se încadreze cum se întâmplă fapta, imediat să meargă la poliție, dar să nu depășească cele 90 de zile, da? Condiție obligatorie. Să meargă la poliție, să depună plângere penală, iar poliția, într-adevăr, să fie îndeaproape și să comunice, să colaboreze cu victima, astfel încât agresorul, la cele mai mici indicii că pune în pericol viața victimei, să dispună reținerea persoanei, propunerea de arestare preventivă și dus după gratii atâta timp cât va conștientiza și să fie obligat, un lucru e foarte important, să fie obligat agresorul să participe la consiliere psihologică pe linia aceasta, pentru că este clar, în mod evident are o problemă psihologică. Mă sunase cineva și m-a întrebat, doamnă, știți criminalul directoarei?
în celulă la arestul Poliției Capitalei, țipă, plânge, regretă. Probabil atunci a conștientizat cu adevărat consecințele faptelor sale. Dacă ar fi urmat acel program de consiliere psihologică, probabil, așa cum a fost pus în vedere prin ordinul de protecție, pentru că se comunică inclusiv lui și acolo judecătorul spune să participe la ședințe de consiliere psihologică sau la programe de dezalcoolizare, cei care consumă băuturi alcoolice sau droguri și așa mai departe, acolo se prevăd niște măsuri care nu cred că n-au fost avute în vedere de judecător. Deci aceste lucruri trebuie obligatoriu urmate. Și atunci, și dacă nu sunt urmate, cine poate să verifice? Cine poate să țină o evidență a ceea ce se întâmplă? Când vorbim de punerea în executare a ordinului, vorbim de poliția care primește acel ordin de protecție și trebuie să-l supravegheze. Și eu vă spun la început, supraveghează atât victima cât și agresorul. Păi cum? Îl cred pe cuvânt că a fost la psiholog? Ar trebui să existe lucrurile astea chiar în structurile interne ale poliției ca să fie urmat acea procedură de consiliere psihologică. Nu lăsat în voia sorții să meargă la un consilier psihologic plătit de către agresor. Adică să participe în mod organizat în cadrul unor structuri care asigură o anumită credibilitate, intimidare, el să conștientizeze agresorul că este supravegheat, că este îndeaproape urmărit. Și atunci probabil ar realiza că dacă săvârșește o faptă, adică încalcă ordinul, deja va avea o problemă destul de gravă care se raportează la libertatea lui. Și aș vrea să vă mai întreb, pentru că s-a întâmplat într-o grădiniță și pentru că exista oricând pericolul ca acest personaj care spuneți că în arest conștientizează ce a făcut, deci în acel moment probabil că era orbit de furia răzbunării sau orice altceva era în mintea sa și putea oricând un copil să fie rănit, dacă vorbim de incinta instituției de învățământ. Și vreau să vă întreb, toate instituțiile de învățământ din țara noastră, și de stat și private, nu ar trebui să aibă pază toate? Cele de stat știu că așa ar trebui să, cu toate că am văzut cu ochii mei lucrul acesta, nu toate instituțiile de învățământ, cele de stat, au pază. Ar trebui să existe o siguranță a copiilor raportată tot, uite, iar ajung la poliție, tot prin intermediul structurilor poliției din raza teritorială unde se află unitatea de învățământ. Pentru că ei sunt singurii care pot să ofere acea încredere. În primul rând, încredere. Eu vorbeam de părinții aceia. Păi părinții aceia, până în momentul acela, nici n-au prevăzut, nici n-au conștientizat că un nebun se poate duce să-și omoare soția în grădiniță. Vă vine să credeți? Deci, iarăși, pe linia unităților de învățământ private, ar trebui să fie un semnal puternic de alarmă și să asigure această pază și siguranță a copiilor din toate punctele de vedere. Uite, până la urmă, nici părinții nu știu, poate sunt prea dur acum, dacă ar trebui să intre în unitățile de învățământ, așa pur și simplu. Există situații în care părinții sunt despărțiți din punct de vedere juridic, divorțați. Copilul este încredințat unuia dintre părinți. Câte conflicte de genul acesta nu au loc și situații în care celălalt părinte se duce, face scandal în grădiniță, că nu este lăsat să-și vadă copilul. Oare câte n-or fi conflicte de genul acesta și noi nu le cunoaștem? Deci trebuie o mult mai bine pusă la punct procedură din punct de vedere al funcționării unităților de învățământ, fie că vorbim de stat sau de privat. Cred că este un semnal puternic de alarmă atras așa în spațiul public. Societatea civilă a reacționat dur și atunci sper ca, în primul rând, parlamentarii noștri să vadă lucrurile astea și să modifice legislația peste tot pe unde este cazul. Vă mulțumesc frumos pentru prezența astăzi la Realitatea Plus.